Eram căsătorit de 11 ani și începusem să-mi pierd interesul față de soția mea. Se îngrășase tare mult și avea vergeturi. Nu prea îi mai păsa de aspectul său fizic și nu se mai aranja la fel ca înainte, ceea ce mă deranja foarte tare. Mă îndepărtasem tare mult de soția mea. Aproape că nu mai aveam deloc sentimente pentru ea și începusem să mă văd cu alte femei. După ce am petrecut o perioadă în care am curtat și alte femei, începusem să mă simt vinovat, așa că într-o zi, în timp ce eram la muncă, am decis că în acea seară când voi ajunge acasă o voi scoate pe soția mea în oraș să luăm masa împreună la un restaurant. Când am ajuns acasă, soția mea era îmbrăcată în hainele ei largi obișnuite, făcând diverse treburi prin casă. Arăta îmbătrânită și tare neatrăgătoare, așa că nu am mai vrut să ies cu ea nicăieri. În schimb, i-am spus că nu mai vreau să trăiesc în acea casă cu ea. Soția mea s-a oprit din ceea ce făcea și m-a întrebat ce anume s-a întâmplat. I-am zis că am făcut o greșeală căsătorindu-mă cu ea. Ea m-a privit în ochi, iar pe fața ei se putea citi o tristețe profundă. Apoi am continuat, spunându-i, nu știu dacă te-ai privit în oglindă în ultimul timp. Soția mea a început să plângă și mi-a spus atunci câteva cuvinte care m-au durut foarte tare. Mi-a spus că nu o merit și că îi pare rău că nu a văzut mai devreme ce fel de om sunt. Am plecat de acasă, mi-am părăsit soția și cei doi copii. Una din femeile cu care obișnuiam să ies era foarte frumoasă. Avea un păr blond, iar ochii ei albaștri și silueta sa suplă atrăgea privirile oricărui bărbat. Am decis să oficializez relația cu această femeie absolut fermecătoare. Era mereu aranjată, stilat îmbrăcată, mirosea parfum fin și imaginea ei era mereu impecabilă. Dar după ce m-am mutat împreună cu ea, viața mea nu era deloc așa cum îmi imaginasem. Nu avea grijă deloc de casă și nici de mine. Am cheltuit o grămadă de bani pe mesele la restaurante și pe cumpărăturile ei, deoarece voia mereu haine și bijuterii la modă, parfumuri, pantofi și genți scumpe și mergea adesea la saloane de înfrumusețare foarte costisitoare. Toți banii pe care îi adunasem în timp ce eram cu soția mea, dispăreau rând pe rând, cheltuiți de noua mea parteneră. În scurt timp am rămas falit, iar partenera mea actuală mi-a spus că mă părăsește deoarece nu-i mai pot satisface toate nevoile pe care ea le are. Începuse să-mi fie tare dor de familia mea, de soția mea care fusese mereu lângă mine, la bine și la greu. După 2 ani am decis să mă duc înapoi acasă să-mi văd familia. Am bătut la ușă, iar fiul meu mi-a deschis. M-a întrebat ce caut acolo și mi-a spus să plec. Apoi a fugit înapoi în casă. Când am privit în cameră, era soția mea, foarte frumoasă, făcea treabă prin casă. Mi-am dat seama că ea a fost mereu o femeie frumoasă. Problema eram eu, deoarece o priveam cu alți ochi. Abia acum înțelegeam cât de greu îi era să facă toate acele treburi în casă și că din acest motiv nu avea niciodată timp să aibă grijă de ea. În privirea ei era o sclipire minunată, chiar și după toți anii care au trecut. De ce nu am putut vedea asta mai devreme? A venit la ușă și mi-a spus, ce mai vrei acum? De ce ai venit aici? I-am spus, am realizat ce greșeală mare am făcut și am venit să-ți spun că îmi pare rău. Ea mi-a spus, nu mai este loc pentru tine în viața mea și a copiilor mei. Degeaba îți pare rău, este mult prea târziu. Nu ai fost aici când am avut cea mai mare nevoie de tine, așa că acum poți pleca. Peste o săptămână mă căsătoresc cu un bărbat care mă iubește și care mă consideră o femeie frumoasă. Tu nu ai meritat niciodată iubirea mea. Chiar dacă acele cuvinte mă dureau enorm de tare,
Știam că are dreptate. Nu meritam iubirea ei. Am plecat și am lăsat-o pentru o altă femeie, deoarece credeam că soția mea nu este suficient de frumoasă. Soția mea fusese cea care rămăsese alături de mine la bine și la rău mereu, cea care creștea cu drag doi copii și avea grijă nu doar de ei, ci și de casă și de mine, dar eu nu am apreciat asta. Am plecat de la ușa casei. Nu mai puteam schimba nimic. Îmi mai rămăsese doar să trăiesc o viață cu regretul că am pierdut o femeie minunată.